Toni Greblă, fost judecător al Curții Constituționale, a mers astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde procurorii l-au informat că s-a extins urmărirea penală în cazul său. Greblă este urmărit penal și pentru trafic de influență, fapt confirmat de fostul senator de Gorj la ieșirea de la audieri. Extinderea vizează aceleași aspecte legate de campania electorală și de gospodăria la care creștea păsări, a spus fostul judecător. În campania electorală s-ar mai fi cheltuit niște bani pe niște mese organizate pe acolo. Greblă. Și nu știu foarte multe detalii, că doar ne-au fost aduse la cunoștință. Nu le-a plătit pentru mine, nu rezultă de nicăieri că au fost plătite pentru mine, ci că cineva ar fi organizat niște mese pe acolo, fără, nu la solicitarea mea, așa scrie acolo. Și lucruri care sunt total neadevărate. Lucruri total neadevărate. Eu am avut o campanie electorală foarte săracă. Presa din Gorj știe acest lucru. Mai mult, procurorii anticorupție au anunțat astăzi că în perioada 2008-2012, cu ocazia campaniilor electorale din 2008 și 2012, Toni Greblă, aflat în exercitarea funcției de senator în Parlamentul României, a primit foloase electorale necuvenite în cuantum total de 100.000 de euro, câte 50.000 de euro pe fiecare campanie de la Ion Bârcină. Toate acestea au fost negate de Greblă. Nu am făcut niciodată trafic de influență, a declarat fostul senator de Gorj la ieșirea de la DNA. Sunt lucruri pe care o să dovedesc, cum am făcut-o și până acum, că n-am nicio contribuție la ele. Un trafic de influență pentru aproximativ 100.000 de euro? Nu, e vorba tot de gospodăria aia, da, văd că știți mai bine. Nu este vorba de niciun ban și eu n-am făcut niciodată trafic de influență obținând vreun avantaj de la cineva, mai ales în bani. Toni Greblă ar fi continuat faptele și în calitate de judecător al Curții Constituționale, spune DNA. În perioada 2009-2015, inculpatul Toni Greblă în calitate de senator în perioada 2008-2013 și ulterior judecător la Curtea Constituțională în perioada decembrie 2013-2015, a pretins și primit direct și indirect de la suspectul Prundianu Mihai mai multe foloase necuvenite, în cuantum total de 481.276,42 de lei, din care 360.269,42 de lei reprezentând investiții în curs consemnate în lista activelor unei societăți comerciale, un tractor cu remorcă și marfă aflată în custodie, respectiv contravaloarea a 80 de bucăți de struți, materiale de tip tâmplărie PVC și alte materiale de construcție și pentru reabilitarea clădirilor unei ferme din județul Gorj și 121.007 lei, reprezentând cheltuielile salariale pentru un număr de 6 angajați în perioada 2011-2015, evidențiate în contabilitatea Asociației Camera de Comerț și Industrie România-Japonia, care lucrau în realitate la ferma respectivă. De asemenea, în rechizitoriul procurorilor se mai notează că în perioada 2009-2015, Toni Greblă, în funcțiile de senator, respectiv judecător la Curtea Constituțională, a omis să precizeze în declarații de avere întocmite în perioada 2008-2015, dobândirea de la o rudă printr-un contract de donație a unui teren în suprafață de 10.000 de metri pătrați situat în județul Gorj. Toni Greblă este acuzat de trafic de influență în formă continuată, efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, precum și constituirea unui grup infracțional organizat în vederea pregătirii infracțiunii de folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. După ce a fost pus sub urmărire penală, Greblă a demisionat din funcția de judecător al Curții Constituționale.